Uitați aici, s-au pregătit decent cu cor și lapte. Ce s-au pregătit, mai? S-au pregătit cu cor și lapte să ne împaci un pic durerea. Și bine ați venit pe canal. După ce am început dimineața cam așa, wheels and no keys, no girls, no snow, no wheels and no skis. Mad at me, cause I can finally afford to provide my family with groceries. Got a great booty studio and it's all full of tracks. To add to the whole full of tracks. Giving up and about, but I'm back to my heart like tall trees. Don't think I'm gonna let my door freeze. Oh please, forget about down on both knees. Who you think taught you to smoke trees? Who you think brought you the ODs? Easy E's, ice cubes in the OGs. A Snoop deal double G's. And a group that said motherfuck the police. Not too good, who's the doctor they told you to go see? You all better listen up close. If you don't like me, blow me. You don't keep fucking around with me when tell me back to the OGs. Nowadays everybody wanna talk and they got something to say, but nothing comes out. They move the lips, just a bunch of gibberish. Motherfuckers act and they forgot about Dre. I don't give a fuck if this orcan dies. I heart it to me till the bark dies. When I'm drunk as fuck, right next to when your mood is truck in a two-car garage. Happen now with two broken legs, try to walk it off. Fuck you too, bitch, call the cops. I'ma kill you and allow those motherfucking barking dogs. In your face, man. In your face. Am luat un microbus spre aeroportul din Cusco. După acest drept nebun, am ajuns la aeroport, am făcut check-in-ul, am verificat bagajele, iar acum ne îndreptăm spre poarta de acces. O să ne vedem din Lima. Crezând că o să prindem la timp zborul de Lima. Da, da. Îi mai amintiți pe cei de la Viva Airlines? Da. Compania Cucu, nu îți dă bani, dați de lucruri. Tocmai ce ne-a cancelat zborul și momentan suntem în aeroport, dar nu știm ce o să facem. Cum te simți cu compania asta de zbor Viva Airlines? Îți plac ăștia? Okay? Bă, hai să fiu realist. Nu a fost, nu cred că am avut probleme până acum. Cred că le aveam și cu alte companii. Îți plac ăștia, boss? Da, sunt preferenții mei. Bun. Cred că nu au aparatură electronică la bord. Ți-ți plac ăștia? Da, super. Luxi? Nu-ți plac. Tu ai fost sincer, până acum. Dar și eu sunt sincer, mă, ce? Păi și eu sunt sincer, frate. Îți plac ăștia? Viva Air. Da, da, îmi plac de nu mai pot. Care ne oferă diferite opțiuni și un treatment very right. By the way, guys, trebuie să vă spun asta. În zborul de Lima, Arequipa Lima, la aterizarea în Arequipa, ne-a oferit un suc cola și un sandwich. Da, corect. Deci sunt politically correct. Oamenii sunt cinstiți, își respectă clienții. Cum? Păcat că le bate inima și nu au plouă pe piept. După aproximativ o oră am reușit să găsim un nou zbor și ne-au dat un bilet la ora 11. Zborul nostru de Lima. După 2 ore jumate, aproape 3 ore de așteptat în aeroportul din Cusco, în sfârșit mi s-a anunțat departure, zborul. Ce confuzie generală e aici, frate, nu mai știe nimeni nimic, toată lumea se uită în stânga, în dreapta. Uită-te, 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 uită-te ce păpuci, buci. Valentina, stai bine? Bă, frate. Cătălin. Ce cu confuzia asta? Uitați aici, s-au pregătit decent. Cu cor și lapte. Ce s-au pregătit, mai? S-au pregătit cu cor și lapte să ne împaci un pic durerea. Exact. Când eram la școală și erau mici toți. Cornul și laptele, da? Asta sunt ustedes, porque son del vuelo de la mañana. Sí.
No puedo entregarles delante de todos los otros pasajeros, porque los otros no son del mismo vuelo. Ah, sí, sí, da mare de plate, sunt altoameni care au zborul ăla. Nu sunt aia care erau din zborul întârziat de acum. Sunt oameni care și-au cumpărat bilete la pentru zborul ăla. Și n-are cum să n-are cum să bage în fața unor care și-au luat bilet la alt zbor. Iar și-au luat zbor direct de acolo acolo. Noi ce să faci aici? Tu gândește că tu ți-ai luat biletul și zice trebuie să cobor tu, că alții de mai devreme au pierdut zborul. Nu au cum să facă asta. Bă, și noi aici ce? Ne acum așteptăm. Nu, e vorba de companie, o. Țara e ok. Țara nu, mi s-a părut ok. Țara e ok, nu țara. Nu, 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 a făcut compania de au crezut că renunță din aia care aveau normal zborul rezervat, au crezut că nu vin. Și poate să le bage pe noi, dar ei au făcut cu noi overbooking oare. Da, mă știu ce. Da, mă, țara e ok, păcat că e populată. Este anio, anio... Anio este o anio... Next? Next year? Or this year? Da, nu, este, este. Da. Entonces, este vuelo, ¿cuándo sale más o menos? Deci a venit avionul care de fapt trebuia să vină și îl îmbarcă pe aia și noi rămânem aici. Vă spun sigur că nu plecăm curând. Salutare, dragi prieteni, astăzi avem full day aeroport. Astăzi facem turul aeroportului din Cusco. Airport tour. Aici avem security check-ul, aici avem băile, aici e sala de așteptare. Frumos aici în aeroport. Frumos. Foarte frumos. Sorry? I'm just recording for my vlog. Me too. That's what I said. Me too. So I'm just filming the queue. Yeah. And I was just speaking about all this delay and this guy as well, so he's like having 300,000 subscribers, so we're gonna do a big complaint. Because I was thinking and starting on my own, because this is totally bad. It's bullshit. It's bullshit. It was 4.5 hours. And not only that, when I got here, a lot of things, they told me that I have free. Yeah. And I had to pay for those things. $100. Yeah. Fucking hell, where are you from? Exactly. I'm from Charlotte, North Carolina. North Carolina, all right. And I was born here, but I came just to visit. All right. And I brought my 4 people with me, and it was a disaster. It totally destroyed our whole plan. Here is. So, tell me what is your plan name so I can put some comments in. What, it's like backpack your life. Oh, I like that. Backpack your life. So just subscribe and do some comments there. Definitely. Thank you very much. Cheers. Talk to corporate. Approve memos. Lead a workshop. Am reușit să ajungem în avion în cele din urmă. Suntem foarte obosiți, foarte irascibili și nervoși. Sperăm să termin o dată cu zborul ăsta și ajungem cu bine în limba. 6.5 hours later. Spune-le-ți, muchas gracias. Muchas gracias. Adios, amigos. Adios. Adios, amigos. Am aterizat în Lima. God bless. În sfârșit. După 5 ore de stat în aeroportul din Cusco. Cam asta e reacția. Pierdu bagajele și în cele din urmă s-au găsit bagajele. Lume fericită aici. Ia tău? Dar nu mai știi, a? Am reușit să ne îmbarcăm în zborul de Piura. După o zi foarte grea, o să ajung în Piura, de unde o să luăm un bus spre hotel, aproximativ 2 ore. Zic, cavaliero, ajută fata. Nu mai filmam, mă. Nu. Am aterizat. Iha! Hola! Hasta luego! Ups! Ce mai frumos! Ce frumos ce să... Da, mă! Auzi, Andrei! Eu mă uitam la gagici și
și m-a sprijinit cu mâna de domnul ăsta din fața mea. Eu m-am uitat la stewardeză și mi-a pus mâna pe ăsta, da. Eu am crezut că ești tu, bă, ci că eu. Hola! Uite, a supraviețuit! Câștigător, bravo! No, estamos aquí! Ricați bine aquí în... Bă, aeroportul ăsta e de la... E Cogălnicianul la noi. E aici Cogălnicianul, plin de grotă, bă, stai. La aterizare, ai avut emoții. Uite-l, bă, uite-l, bă, că o scăpa, bă, bravo, bă! Bă, suntem toți? Bă, da, bă! Așa făceam în limba. Mă, urmează acum să luăm un bas, să închirem ceva, microbus pentru noi. Avem vreo 3 ore, 2 ore jumate până la hotel. Ne așteaptă o viață grea. Este muzica! Bună seara! Am ajuns în Ancora, ne-am cazat, am luat un... Nu Ancora. Bune, am ajuns în Ancora, nu în Ancora. Ancora am ajuns, poate eu numai. Am ajuns în Ancora după o zi demențială în care ne-am trezit la ora 3 dimineața, am dormit o oră jumătate eu cu băiatul ăsta. Am pierdut un zbor, ni s-a anulat zborul, le-am luat alt zbor, ne-am pierdut bagajele, le-am recuperat, am luat un bus, a fost o nebunie de zi. Dar ce e cel mai important, că în sfârșit am ajuns aici, am luat 4 bedrooms apartment, sau o cameră cu 4 paturi, ne-am cazat aici, ne schimbăm, ne băgăm la duș și ce credeți că facem? Bum, bum. Ieșim în... Ieșim în pantalon scurs pe plaje, boșilor.